Salutare, oameni buni! Sebe de la sănăsătunii.ro aici. Astăzi o să-ți fac o prezentare la pistolul de vopsit, care nu știu dacă știi, dar îl avem la vânzare de foarte mult timp. Da? Acest pistol se numește Cosmic Fusion BX. Da? Bineînțeles, acest pistol în viitor îi se va schimba structura, dar voi face alte videoclipuri pe viitor. Da? Momentan, pentru toți cei care au cumpărat deja pistolul acesta de vopsit la noi, am decis să fac niște videoclipuri. Ce setări aveți de făcut la el, cum să-l curățați, cum să-l desfaceți și așa mai departe, cum să-l lungeți, cum să aveți grijă de el. Da? Și bineînțeles, puteți să aplicați aceleași metode care le prezint eu în acest videoclip pentru toate pistoalele care le aveți. Da? Țineți foarte bine minte. Dacă voi nu aveți grijă de sculele voastre, acestea nu vor ține. Chiar dacă aveți o sculă de 150 de lei, 50 de lei, 150, 200, 1000 de lei, 2000 de lei, nu are absolut nicio importanță. Atât timp cât tu nu ai grijă de sculele cu care lucrezi, acestea vor ceda la un moment dat. Da? De aceea eu am foarte mare grijă de pistoalele mele de vopsit. În general, sculele, mașinile și le cui cu tot ceea ce eu lucrez, la mine țin foarte mult pentru că am grijă de ele, le întrețin, am grijă, le fac mentenanța, le suflu, le curăț, le spăl și așa mai departe. Bun, astăzi o să facem prezentarea la pistol, în general o să vă prezint fiecare lucru ce înseamnă, după care o să fac prezentarea cum să le curățăm, cum le desfacem și așa mai departe. Da? Hai să începem din față. Da? Aici în față avem fluturile. Da? Acesta este fluturile, aici, da? Acesta este fluturile, este fluture de este un fluture LVLP, cred că nu mai știu exact ce model era. Bun, după care haideți să desfacem de aici, desfacem fluturile, da? După care aici avem diuza. Aceasta este diuza aici, da? Cana, da? Cana pistolului, capacul, da? Chiar dacă, eu știu, acum o să, pentru unii dintre voi o să par acest tutorial puțin așa, băi, dar ce faci, înveți acum ce înseamnă. Poate vor fi anumite persoane care nu știu cum se numesc și de aceea fac aceste prezentări. Bun, trăgaci, mânerul, bun, aici, da? Aici, acest șurub de aici, acest șurub este pentru reglarea lichidului, da? Acest șurub de aici este pentru reglarea aerului, iar acest buton din lateral, această rotiță de aici de pe laterala din stânga, este pentru reglarea raz. Da? Bun. Aceasta este prezentarea fiecarei piese în parte. Da? Și aici aveți conexiunea unde trebuie să cuplați 1 cu 4 pentru conexiunea pentru aer. Da? Bun. Și acum, hai să spunem că dorim să curățăm, da? O să vă fac prezentare în două stiluri cum puteți să curățați pistoalele, da? Pentru că noi folosim, adică cel puțin eu personal folosesc două stiluri de a curăța pistolul. O dată, de fiecare dată când vopsesc cu mașina, pur și simplu bag diluant în pistol, îl curăț frumos cu lavetă, frumos cu periuțe, da? Îl curăț frumos, bag nitro-diluant, atenție foarte mare, nitro-diluant, da? Cu nitro-diluant spălăm pistoalele, cu diluant mixăm vopseaua, da? Nu mixăm vopseaua cu nitro-diluant, da? Pentru că veți face reacție. Bun. Și spăl frumos cana, spăl frumos în interior pistolul, da? O altă tehnică care o puteți să folosiți de fiecare dată când spălați pistoalele în timp, adică și eu, după ce ați vopsit, da? Pentru a nu desface pistolul și așa mai departe să-l nenorociți, da? Ce vom face? Vom băga nitro diluant înăuntru, da? Și vom apăsa aici frumos, da? Vom face acest joc, atenție, da? Adică gen, mă refer, apăsați pe trăgaci, da? Și în același timp apăsați pe diuză și pe fluturi aici, da?
Această tehnică se numește balbotare, da? Pentru că atunci aerul din aerul de pe instalație va împinge vopseaua în cană, da? Și voi veți curăța aici această zonă, da? Aici această zonă, aici veți curăța această zonă de vopsea, da? Bineînțeles, după asta veți băga din ce în ce mai mult nitru de luanț, veți curăța pistolul, ca atunci când, eu știu, veți decupla de la aer și veți da drumul frumos la nitro de luant, va trebui ca să iasă nitro de luant curat. Da? Această tehnică o aplicăm de fiecare dată când curățăm pistoalele după fiecare vopsit. Da? Bineînțeles, ca să nu uităm, trebuie să vă curățați foarte bine filetele la căni, da? Și filetele la capace, atenție foarte mare, da? Pentru că aceste filete, dacă nu sunt curățate, în timp se vor închega aici, se vor bloca, da? Se vor face urâte și așa mai departe. Și în unele cazuri, aceste filete, când veți desface și când veți închide, anumite bucățele de vopsea sau de lac vor cădea înăuntru. Și dacă voi, în caz că nu aveți filtre pentru filtrarea vopselei aici, în zona de la baza cănii, acele gunoaie vor intra înăuntru, le veți aplica pe piesă și nu va fi ok, da? Pentru că acele gunoaie se vor efecta în piesa voastră și nu este ok. Bun. Acum, să spunem că dorim să curățăm pistolul, eu știu, depinde foarte mult cât de mult de lucru aveți voi, da? Cât flux aveți voi de lucru în garajul vostru sau în serviciu unde lucrați sau chiar dacă dețineți un serviciu, depinde, având în vedere câte mașini aveți pe lună, da? Veți face voi o cumpărație acolo, dacă trebuie să curățați pistolul sau nu trebuie să curățați pistolul. Sunt persoane care curăță pistolul, eu știu, odată la câteva luni de zile. De exemplu, eu personal spălam pistolul odată la 2-3 luni, depinde, având în vedere de fluxul de mașini care îl aveam la făcut, da? Și, bineînțeles, cât de murdar era pistolul, pentru că uneori erau anumite zile când nu mai aveam chef să spăl pistolul perfect după fiecare vopsie, da? Pentru că suntem obosiți și așa mai departe. Bun, acum haideți să vedem cum este corect să desfacem pistolul când dorim să-l spălăm, da? Important, prima dată o să începem cu capacul și cu cana, dar acum voi lua cana cu totul, da? Moment, că nu l-am desfăcut până acum, da? După cum vedeți, încă mai am vopsea pe pistol, pentru că nu am mai spălat pistolul. Am plecat de la garaj și nu am mai spălat pistolul. Bun. Am desfăcut cana, da? După care, da? Atenție foarte mare, da? Am desfăcut cana, scos frumos filtrul, da? După care vom veni aici frumos în spate, da? Atenție, aici, da? Și vom desface acest șurub de la reglarea lichidului. O lua frumos șurubelul acesta și îl vom pune frumos pe masă, da? Ce v-aș recomanda este că atunci când spălați pistoalele de vopsit, să aveți lavete curate, diluant curat, diluant murdar și așa mai departe, da? Pentru a face o diferențiere și pentru a menține pistoalele curate, da? Scoatem frumos arculețul, punem frumos aici, da? Nu știu dacă ați observat, da? Dar am luat-o înainte, da? Împingem înapoi, da? Și vom apăsa pe trăgaci, bang, da? Cuiul va ieși și vom scoate cuiul afară. Scoatem frumos cuiul afară. Aveți foarte mare grijă cu această piesă, da? Cu acest cui, da? Nu călcați pe el, nu îndoiați, nu șmergheluiți, scotch brite pe el și așa mai departe, da? Îl luați frumos, îl puneți frumos aici pe o lavetă, da? După care puteți să, sau eventual dacă vreți, puteți să-l
băgați frumos într-un nitro diluant, într-un vas cu nitro diluant curat și îl lăsați acolo frumos la înmuia. Da? Bun. După care vom veni aici frumos în față. Da? Vom desface fluturile, da? După care vom desface diuza, da? Momentan acum nu am nicio cheie pentru că le-am îndulat, nu vreau să mai plec de aici pe camere și așa mai departe. Vom desface diuza, da? Eventual, dacă doriți, dacă este chiar foarte, foarte murdar aici, între trăgaci și mânerul pistolului, da? În aceste locașe, puteți să scoateți aceste siguranțe afară. Dar aveți foarte, foarte mare grijă să nu le pierdeți, da? Dacă le scoateți, dacă scoateți aceste bolțuri afară, aceste siguranțe, aceste bolțuri, aveți foarte mare grijă să nu le pierdeți. Că dacă le pierdeți, găsiți foarte greu piese de înlocuit, da? Și dacă nu aveți grijă, adică gen piesele astea chiar sunt scumpe. Dacă aveți SATA sau FACER, dacă aveți SATA 5000 sau SATA FACER, da? Piesele astea sunt destul de scumpe. Bun. Să zicem că mânierul este super, super murdar, da? Tot mânierul este super murdar. Ce vom face noi, da? Vom lua pistolul exact cum vi-l arăt eu în acest moment, da? Așa vom lua pistolul și îl vom înmuia în nitro diluant curat. Ok? Îl vom lăsa acolo, eu știu, 3-5 minute, da? După care vom veni frumos aici cu kitul de periuțe, da? Pentru cei care încă nu știți, avem pe snsatunim.ro avem kit de periuțe cu care puteți să curățați pistoalele vopsit. Avem periuțe pentru fiecare canaluș în parte, pentru fiecare găurică în parte, da? Puteți să intrați pe site și le găsiți acolo, da? Da? Eventual, dacă nu puteți să folosiți, eu știu, periuțe din ala pentru cu care vă periați pe dinți, da? Nu este absolut nicio problemă, puteți să folosiți acele periuțe, da? Bineînțeles, pentru cei care au cumpărat pistoale și pentru cei care vor cumpăra pistoale de vopsit de la noi, aceste pistoale de vopsit vin cu o periuță pentru curățat, da? Dar în caz că voi doriți, eu știu, niște, eu știu, mai multe periuțe, da? Avem un kit, avem o cutiuță, da? Care este plină cu periuțe și toate nebunile, tot ce aveți nevoie pentru a curăța pistoalele de vopsit. Ok? Bun. Să spunem că am curățat frumos pistolul, l-am curățat foarte, foarte frumos, suntem super mulțumiți de pistol, da? Suntem super mulțumiți, suntem mamă, super super fericiți pentru că pistolul acum este perfect curat. Da? După care, da, după ce l-am scos din din nitrodiluant, l-am periat, ce vă recomand eu este să turnați nitrodiluant curat pe pistol, după care să luați cu o lavetă curată sau eventual să îl suflați cu aer, da? Și pistolul va fi perfect curat, da? După care, când ne apucăm de montat. Da? Când ne apucăm de montat, întotdeauna vom începe din față, da? După cum v-am spus mai devreme, nu am scos diuza pentru că nu mai am cheia aici. Dar eventual vă puteți uita și celelalte videoclipuri în care am arătat. În fine, este un videoclip, este pur și simplu vă arăt cum scot diuza afară, nu este ceva special. Da? Dar aici în interior mai aveți o garnitură, da? Dacă vedeți acolo, este o garnitură albă, da? Acea garnitură nu este necesar pentru acest pentru Cosmic Fusion BX, nu este necesar ca acea garnitură să o scoateți afară. Pentru că pur și simplu nu este necesar. Da? Ascultați la mine ce vă spun eu, pentru că sunt pistoale care eu le vând și vă recomand să nu le scoateți afară. 1. Pentru că este posibil să le crăpați dacă le scoateți și bineînțeles, nu este necesar să le scoateți atunci când curățați pistoalele de vopsit, da? 1. În caz că ați scos garnitura aia afară pentru că ați vrut voi, când vom monta pistoalele înapoi, ce vom avea de făcut este să punem înapoi garnitura, da? După care punem înapoi diuza, da?
După care punem înapoi fluturile. Da? Nu pot să spun că fluturile, punerea înapoi a fluturile este neapărat pasul al treilea din această organizare, dar chestia este că este, pentru mine este mult mai ușor să vă explic acest lucru, da? Și pentru voi va fi mult mai ușor să înțelegeți fiecare pas și cum este mult mai ok. Deoarece, pentru că uneori, să zicem, din greșeală, vă alunecă pistolul din mână, da? Și bam, l-ați scăpat în bot. Ce se poate întâmpla dacă voi scăpați pistolul în bot când aveți diuza? Bam! Ați nenorocit diuza aici. Diuza asta, dacă ea nu este perfect dreaptă, dacă nu are gaura perfectă, da? Acest pistol nu va mai putea pulveriza. Da? Tocmai de aceea v-am recomandat să puneți fluturile înapoi. Da? Dar o altă chestie ce am uitat să vă spun vis-a-vis de curățarea fluturelui, da? Pentru că am sărit, este în felul următor. De fiecare dată, da? De fiecare dată când curățăm fluturile, da? În primul rând, ce vă recomand, după ce ați desfăcut pistolul de vopsit, luați acest fluture și îl băgați frumos în nitrodiluant curat. După care, să zicem că aceste găurile de aici sunt astupate de vopsea lac. Eventual, dacă aveți un pistol de fuller, sunt astupate de fuller, de rășină, de ce ați aplicat voi acolo. N-are absolut nicio importanță. Ați băgat frumos acest fluture în nitrodiluant, l-ați lăsat frumos la înmuiat. După care, după ce l-ați scos, în caz că acele găurele sunt înfundate, vă implor și vă recomand și aș vrea ca să și vă oblig să folosiți acele scobitori cu care vă scobiți voi în limba, acele scobitori de lemn. Da? Băgați frumos acele scobitori frumos de pe interior, în caz că vopseaua mai multă este pe exterior, veți băga din interior către exterior acea scobitoare, da? Și veți curăța frumos fiecare găurică. După care veți lăsa din nou frumos la înmuiat acest fluture, da? După care veți veni frumos cu un pistol cu aer și veți sufla fiecare găurică în parte pentru a vă asigura că pistolul este că acest fluture este perfect curat. Eventual după aia, pentru a vă asigura că și exteriorul fluturului este perfect curat, treceți frumos cu o perie rotundă, eu știu, sau o pere de dinți, o pere de curățat, în fine, nu metalică, da, atenție, poate mai nu metalică. De ce v-am recomandat acest lucru cu scobitoare? Da? De ce? Pentru că eu, în trecutul meu, când eram mai mic, vopsitorii de la vopsiterea în care am lucrat eu atunci, în care eram practic, da? Scoteau sârmă, da, dintr-o pere dintre aia de sârmă și cu acele bucăți mici de sârmă, da, curățăm fiecare orificiu de la acest aer, de la acest fluture, da? Nu vă recomand să faceți acest lucru, da? Din ce cauză? Pentru că voi, când veți introduce acel metal, acel fir, da, de metal în aceste orificii, veți distruge aceste canale, da? Iar pistolul nu va mai pulveriza corect, da? Pentru că aceste canale au fost date și au fost făcute cu apă, da? Și găurile sunt într-un fel, sunt înclinate într-o anumită direcție, da? Pentru ca ele să poată să facă atomizarea vopselei. Da? Dacă voi băgați frumos aici metal, da? Și băgați acolo, voi veți olări aceste găuri, da? Iar pistolul nu va mai pulveriza. Și o să începeți să vă plângeți, da? Că pistolul nu mai pulverizează cum trebuie, nu mai pulverizează ca atunci când era nou și așa mai departe. Da? Dacă voi nu aveți grijă de aceste pistoale, dacă voi nu aveți grijă de aceste diuze, de acești fluturi, pistoalele nu vor mai pulveriza. Bineînțeles, principalele piese, da? Principalele trei piese de la orice pistol de vopsit sunt
cuiul, duza și fluturile. Da? Dacă voi nu aveți grijă de aceste trei piese, pistolul de vopsit nu va pulveriza niciodată corect. Da? Bun. Acum, exact cum v-am spus mai devreme, vom monta frumos acel filtru, acea garnitură, mă sudați, vom monta acea garnitură de plastic, vom monta diuza, după care vom monta fluturile, da? Pentru că în caz că, eu știu, dacă ne alunecă din mână și îl vom scăpa de pământ, să nu se îndoaie diuza, da? Eventual vom zgâria fluturile pe aici, pe jos, pe sus sau pe laterale, da? Dar nu vom nenoroci diuza, nu vom nenoroci pistolul, da? Ne asigurăm întotdeauna când vom strânge pistolul la maxim, ne asigurăm că pistolul, da, este perfect orizontal, adică gen acest fluture, da, fluturile trebuie să fie perfect orizontal, da? Din ce cauză? Ca pistolul să poată să pulverizeze pe vertical, da? În cele mai multe cazuri noi așa vom pulveriza, da? În, eu știu, rare cazuri când vom vopsi așa, da? Când vom pune diuza așa pe verticală ca raza să fie orizontală, da? În cele mai multe cazuri noi vom vopsi cu diuza pe orizontală, da? Ca raza să fie perfect vertical, da? Iar pentru pistoalele performante, da? Când vom pune diuza oblic, da? Exact așa, acea rază se va face perfect, adică se va face raza punct. Da? Bun. După ce am montat din față, da? Acum va trebui să punem înapoi cuiul. Da? Din ce cauză facem noi acest lucru? Că nu v-am spus. Da? Din ce cauză facem acest lucru? Pentru că dacă noi am montat prima oară cuiul, da? Și vom pune frumos înapoi arculețile și cu acest șurub, da? Și vom strânge la maxim, da? Atunci când noi vom monta înapoi diuza, noi vom putea să cauzăm anumite avarii cuiului și diuze. Cum? Pentru că noi vom strânge și posibil să îndoiem cuiul dacă nu suntem atenți. Sau pentru că poate unii dintre voi vor spune, da, bă, las, o să trag, eu o să trag de tracaci, da? O să țină cuiul în spate, da? Și voi putea să strâng diuza. Este după alegerea voastră. Dar eu personal, având în vedere că am spălat zeci de pistoale, da, de sute de ori, vă recomand să folosiți metoda care vă spun eu, care vă recomand eu, pentru că mie pistoalele mele mi-au ținut ani de zile și poate sunt anumiți băieți care au cumpărat pistoale de vopsit de la mine, da, pistoale folosite de la mine, da, și pot să confirme acest lucru. Da? Bun. După care, da? Pentru că din ce cauză punem noi așa? Pentru că nu vrem să facem anumite uzuri premature cuiului sau diuzei. Da? Tocmai de aceea vom veni frumos aici, vom băga frumos cuiul, nu îl vom învârti, din ce cauză? Pentru a nu face uzuri premature la cui și la diuză. Vom veni frumos, vom împinge cuiul până în spate, da? Exact până în capăt, da? Până în diuză, după care vom veni frumos aici, da? Și vom pune frumos înapoi pistolul, vom pune înapoi frumos șurubul cu arculețul, da? Absolut tot și gata. Asta e tot. Da? Gata. Așa se curăță, așa se desface un pistol de fiecare dată când dorim să-l curățăm. Da? Bun. Acum, atenție foarte mare. Pentru că nu v-am explicat cum se reglează un pistol de vopsit. Da?
Personal, v-aș recomanda să vă cumpărați un regulator de presiune. Dacă nu vreți să vă cumpărați de la mine, nu este absolut nicio problemă. Pentru cei care doresc ca să luați regulator de presiune de la mine, puteți să intrați pe sanasatune.ro și veți găsi acolo regulator de presiune. Da? Dar în caz că vreți ca să vă cumpărați un regulator de presiune, puteți să găsiți și pe alte magazine, etc. Vă recomand să vă cumpărați și să vă atașați la pistolul de vopsit un regulator. Din ce cauză? Pentru că în cele mai multe cazuri o să vă recomand să folosiți 2 bar, 2 cu 2 bar și așa mai departe, da? Sau 1 cu 8 și așa mai departe. Pentru diferite soluții, pentru lac, pentru fueler, pentru vopsea și așa mai departe, sunt diferite presiuni. Pentru fiecare pistol în parte sunt diferite presiuni și așa mai departe. Bun? Bun. Acum, avem acest șurub pentru reglarea razei. Eu personal, de fiecare dată, când aplic vopseaua sau când aplic lacul cu acest pistol de vopsit, da? Întotdeauna folosesc raza la maxim, da? Folosesc raza la maxim, atât, da? Rare ori când folosesc, sau bineînțeles, rare ori când voi puteți să folosiți acest pistol, da? Pentru, eu știu, când vreți să faceți, eu știu, niște jante, sau aveți voi, eu știu, faceți niște praguri, sau faceți, eu știu, niște anumite retușuri în care vreți voi să dați undeva, într-un punct anume, să aruncați niște vopsea acolo sau dați niște gaze de vopsea acolo. Atunci, voi puteți să reglați, da? Să reglați acest șurub de aici, da? Puteți să dați la minim sau la maxim această rază de aici, da? Frumos. Reglați așa frumos. După care, da? După care avem aici pentru reglarea vopsetei. Da? Ce voi face eu acum? Voi strânge la maxim, da? După cum vedeți acum, am strâns la maxim, da? Trăgaciul nu mai merge, da? Iar din acest punct, da? Ce vă recomand eu este ca voi să vă puteți să vă luați un reper. După cum vedeți aici, avem plus, minus acolo și această săgețică. Ați putea ca să vă luați, eu știu, un astfel de reper. Am anumite modele de pistoale care aveți aici, aveți frumos, aveți o ampele tăitură, așa, aveți o găurică în interior, după care vă puteți ghida, sau la alte modele de pistoale de vopsit, avem aici, avem niște găurele, da? Avem niște numere, da? După care voi vă puteți ghida în acest fel. Da? Pentru acest model de pistol și cam general, cam pentru toate modelele de pistoale pe care eu personal le am la vânzare și care le folosesc, da? Întotdeauna am folosit 3 rotații pe deschis pentru lichid. Bun. La început, atenție, pentru că nu vreau ca să mă credeți pe mine, mamă, folosește ăsta 3 sau 4 rotații. Nu. La început, când am vopsit, la început, da, am aplicat vopseaua și lacul, da, în special mai mult lacul, l-am aplicat cu 2 rotații. Din ce cauză? Pentru că de fiecare dată când venea vorba să aplic lacul, mă căcam pe mine, da? Pentru că mi-era frică să scurg lacul. Din ce cauză? Pentru că în trecut am avut anumite episoade, să zicem, da? În care am dat niște buleli de m-a șocat psihic și am spus că ok, ca să nu mai scurg piesele, va trebui să strâng frumos, să gătuiesc vopseaua, da? Și pur și simplu, vopseaua nu se va mai scurge. Și nu s-a mai scurs. Da? Bineînțeles, ce vă recomand eu este să folosiți un pistol și un lac. Da? Un pistol și un lac până voi vă veți învăța cu pistolul și cu lacul. Da? Pentru că fiecare pistol în parte și fiecare lac în parte se aplică, da? Și se așează într-un mod total diferit, da? Iar dacă voi vreți ca să aveți anumite finisaje, va trebui ca să vă învățați cu scula și cu materialele pe care voi le folosiți. Ok? Bun. Acum, ca să vă spun setarea pentru acest pistol, da? Exact cum am spus, folosesc
trei rotații, da? Și acum, ce voi face eu? Voi face în felul următor. Voi începe să rotez spre stânga, da? Și voi face în felul următor. O dată, două, trei. După cum vedeți, aici avem o piuliță de blocare, da? Alții spun autoblocant, eu știu, piuliță autoblocantă și așa mai departe. Eu o numesc piuliță de blocare. Pentru că asta face, blochează, da? Bun, rotim această piuliță către capătul mânerului, da? Aici, bang, și am blocat. Am blocat această setare, nu mai umblăm la ea, da? Deci vă recomand, dacă voi folosiți acest pistol pentru vopsea, vă recomand să vă faceți o singură setare și să rămâneți așa cu ea. Dacă voi vă simțiți confortabil cu anumite setare, vă faceți setarea, după care blocați, da? Iar dacă pistolul nu va performa cum trebuie, voi va trebui ca să știți, ok, de ce nu performă cum trebuie pistolul, ok, poate va mai trebui să mai diluiesc puțin vopseaua, da? Pentru din cauza, pentru că îmi dă vopseaua, eu știu, ca o coajă de portocală sau îmi aplică lacul ca o coajă de portocală, dar din ce cauză, da? Pentru că voi dacă aveți anumite setări pe care întotdeauna le veți folosi non-stop, da? Iar pistolul, voi ați făcut setările la pistol perfect, da? Iar dacă rezultatele pe care voi le-ați avut în trecut nu sunt la fel, voi vă veți putea da seama, da? Dacă voi folosiți setări așa random, da? Pentru fiecare lichid din parte, voi niciodată nu veți ști. O să aplicați o vopsea cum trebuie, cum să plecați un lac cum trebuie, din ce cauze se întâmplă, ce se întâmplă, da? Bun, iar aici, da? Dacă ați pus regulator de presiune, aici, întotdeauna vom lăsa acest șurub pe deschis maxim în stânga, da? Deci l-am lăsat maxim deschis în stânga și nu ne mai atingem de el. Da? Acest șurub este pentru reglarea aerului. Nu ne mai atingem de el. Dacă pur și simplu nu aveți regulator de presiune aici, în capătul pistolului, va trebui ca să reglăm presiunea de aici, da? Pentru cei care doresc ca să știe, eu știu, cum ar trebui ca să arate o rază cum trebuie, puteți să îmi lăsați un mesaj pe pagină și o să vă trimit harta corectă, da? Cum ar trebui să arate o rază când pistolul pulverizează perfect corect. Ce se întâmplă când pistolul nu pulverizează corect și ce trebuie să faceți când pistolul nu pulverizează corect. Ok? Bun! O chestie care am uitat să vă spun, de fiecare dată când aveți grijă de aceste pistoale, vă recomand să le ungeți cu vaselină, da? Vă recomand să ungeți cu vaselină pistoală de vopsit și vă recomand să ungeți cu vaselină orice mecanism aveți voi, orice mecanism fin aveți voi din garaj, vă recomand să puneți vaselină pentru a avea grijă de acele sculi pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Puteți să găsiți această vaselină pe sanasatunim.ro, iar dacă vreți ca să cumpărați acest pistol de vopsit, puteți să-l găsiți pe sanasatunim.ro. Ok? Na. Cam asta este, oameni buni, cam asta este prezentarea pentru acest pistol. În caz că ți-a plăcut acest videoclip, dă-mi un like. În caz că, eu știu, te-a ajutat ceva acest videoclip, dă-mi un like. În caz că nu ești subscriber pe canalul meu, lasă-mi un subscribe acolo. Eu știu, în caz că vrei ca să mă vezi și pe Facebook, da? Poți să mergi pe pagina mea de Facebook și să-mi lași acolo frumos un like pentru a fi notificat de fiecare dată când încarc o poză, când încarc un videoclip și așa mai departe pe aceste canale. Facebook, YouTube, Instagram, sunt puțin mai ferit așa de Instagram și TikTok, etc. Dar pe Facebook și Instagram, de obicei, pe Facebook și pe YouTube, de obicei postez. Ok? Cam asta este, oameni buni, cam asta este prezentarea pentru acest pistol de vopsit. Eu sper că v-a plăcut. Sebe de la sanasatunim.ro aici. Eu vă salut
și ne vedem în următorul videoclip. Numai bine!